Salut! Astăzi vorbim de Nintendo Switch Lite. Dar, imediat, generic, după care te întreb una treabă. Adevărată consolă portabilă, de la Nintendo. Chiar varianta Nintendo Switch Lite este mică, super portabilă din câte vedeți, intră perfect într-un buzunar, puteți să vă cărați cu ea peste tot, dacă aveți un buzunar mai mare, puteți chiar să vă așezați fără probleme jos, cum am făcut eu. Dacă aveți un buzunar mai mic, aveți grijă. Totuși, când o scoateți, joystick-urile micuțe de la Joy-Con-uri s-ar putea să agațe materia, cum s-a întâmplat la mine. Mare, mare grijă. Din câte ați văzut în celelalte clipuri ale mele, sunt utilizator de Nintendo de foarte mulți ani. Adică aveam și am în continuare lângă unitate, lângă calculator, un Game Boy, un Game Boy Advance și un Game Boy Micro pus în cutie. Toate aceste Game Boy-uri mi le-am cumpărat de curând, sunt SH folosite pentru că nu se mai găsesc noi și mi le-am cumpărat pentru că acum foarte, foarte, foarte mulți ani am avut un Game Boy. Game Boy original cu Tetris și a fost consola genială pentru mine pentru vârsta respectivă. Iar Nintendo Switch Lite, în acest caz, este o continuare foarte bună. Este cumva o trecere naturală de la Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Micro. Am sărit peste Nintendo DS și 3DS, din păcate, pentru că așa s-a întâmplat și acum am ajuns la Nintendo Switch Lite. Și vreau să spun că am petrecut timp de 2 săptămâni cu această consolă. M-am jucat pe ea Witcher 3, Vampire și Lego. Și vreau să spun că sunt niște jocuri superbe. Nu sunt jocuri originale Nintendo, cele care sunt exclusive strict pentru această consolă, doar că aceste 3 jocuri sunt superbe din punct de vedere al gameplay-ului, al graficilei, al conținutului. Recunosc, jocul cu Lego nu m-a captivat atât de mult, l-am încercat, am văzut cum este, este foarte interesant, dar cumva nu mi este adresat mie, chiar dacă este un joc cu supereroi. În schimb, Witcher 3, am petrecut foarte multe ore jucându-mă în pat, pe scaun, la birou sau chiar atunci când eram undeva în mașină, pasager și așteptam. După cum vă ziceam, Switch Lite este o consolă super versatilă, super portabilă. Chiar dacă are un procesor de la Nvidia, un procesor Tegra, varianta de Switch Lite are o generație îmbunătățită și o generație mai nouă a procesorului Tegra de Nvidia față de prima variantă de Switch lansată de cei de la Nintendo. Iar cu acest procesor mai nou câștigați câteva ore de baterie. De exemplu, pe mine m-a ținut bateria undeva la 6 ore de jucat. Nu a contat dacă eram în vârful patului, pe canapea, la birou, la bar, chiar la muncă, atunci când aveam o pauză, pauza de masă, sau când pur și simplu eram pasager în mașină și mă plictiseam, scoteam consola, porneam Witcher 3, după cum ai zis, că am petrecut foarte multe ore cu acest joc, și mă jucam. Și bateria m-a ținut aproape 6 ore de fiecare dată, sau puțin peste 6 ore, ceea ce nu este un lucru deloc rău. Ar mai trebui să menționez că direct pe consola aveți touchscreen, iar navigarea se poate face foarte ușor. Direct din consolă aveți acces la e-shop-ul celor de la Nintendo și puteți să vă cumpărați jocuri direct online. Nu trebuie să stați să vă cumpărați dischetele lor sau cardurilor lor. Însă, memoria internă este doar de 32 de GB. Și această memorie internă nu permite prea multe jocuri instalate. Însă, puteți să vă băgați un card microSD până la 2 TB și atunci distracția este altfel. Pentru că puteți să înmagazinați foarte multe jocuri și să vă jucați foarte multe jocuri. De exemplu, eu în acest Switch Lite am un card SD de 64 de GB și acum am instalat Witcher 3, aplicația de la YouTube, Kirby, Lego care este pe cartelă, pe caseta lor și Vampire. Practic am 3 jocuri și o aplicație instalată pe cardul de 64 și cu siguranță aș mai avea loc să mai instalez și altele. Însă, momentan cam atât mi-a permis timpul să încerc și să descarc sau să cumpăr.
Totuși, dacă tot am zis de jucat, descărcat și petrecut timpul, ar trebui să menționez că joystick-urile la această consolă sunt atașate, nu puteți să le dați jos așa cum merge la varianta Switch normală, însă puteți să vă atașați Joy-Con-uri separat. Practic, dacă vreți să vă jucați în doi, unul are consola, iar celălalt are Joy-Con-ul în mână. Da, e puțin cam nevoios. Însă, dacă vă cumpărați cele două Joy-Con-uri de la varianta de Switch normală, unul se joacă cu o bucată, celălalt se joacă cu a doua, consola stă sprijinită de ceva, pentru că, atenție, această variantă de Switch Lite nu are stand precum Switch-ul normal, dar puteți să vă jucați, puteți să vă jucați la dublu. Și pentru că tot am zis de jucat multiplayer, ar trebui să vă spun că puteți de asemenea să vă jucați în multiplayer într-un LAN local, prin turnuarele făcut ad hoc. Practic, 2, 3, 4, puteți să vă strângeți în apropiere și puteți să vă jucați multiplayer. Ceea ce iar este un lucru foarte, foarte mișto. Și acest lucru se poate face datorită plăcii de rețea wireless integrată sau a Bluetooth-ului. Ambele din acestea ajută conectarea cu o altă consolă sau cu un Joy-Con. Și ar mai trebui să menționez că totuși este recomandat să vă încărcați consola doar cu încărcător original. Chiar dacă este un cablu USB-C de 5V 1.5A, am văzut foarte multe cazuri în care consolele erau stricate datorită unui încărcător prost sau datorită unui cablu prost. Așa că vă recomand să-l folosiți doar pe cel original, doar accesul original și vă arăt cât se poate de serios. Și cam asta este prezentarea sau părerea noastră despre Switch Lite. Dacă aveți întrebări, nedumeriri, reproșuri sau alte păreri, aveți mai jos o căsuță. Dacă aveți totuși întrebări urgente, puteți să ne trimiteți un mesaj pe pagina noastră de Facebook, o să vă răspundem cât de repede putem. Eu sunt Lucian, noi suntem Vlog Tehnica și aceasta este consola Switch Lite. Ne vedem data viitoare. Bye!